Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la monitorul de Suceava, repetă la memoriu. E clar că profesorii de la Universitatea Suceava vor să prevină o criză, am putea spune, da? În învățământ, da. Legat de cel puțin acest obiect, istoria. N-aș numi o criză în învățământ, să mai adaug că pe lângă acest memoriu a fost trimis și un memoriu al profesorilor din Neamț și mai fost, sunt mai multe memorii care vin la în aceste zile mers spre minister. N-aș numi o criză în învățământ pentru că e minimal această descriere. Aș numi o, poate, nu vreau să folosesc cuvinte mai mari, o criză a neamului românesc. Da? Da. Că în momentul în care pui jumătate de oră de istorie la liceele reale, deci ajungi ca... și nu știu câte, poate o oră de istorie pe săptămână la școala generală, ajungi să termini liceu și tu habar să nu ai... Înseamnă că cineva, totuși, există cineva printre reprezentanții neamului, da? Mă refer reprezentanții în nivel de stat, că totuși consideră că suntem, că românii sunt un popor totuși prea deștept încă și ar trebui... Da, că ai văzut ce spunea în memoriu, creează o personalitate a elevului. Da. Deci, dacă ai o personalitate, știi, ceva un regulă, popor nu? Educat e greu de manipulat, da? Dacă ai o personalitate, acum mai poate juca oricine pe degete. Da. Da? Apoi, iar dacă știi istoria și știi cum a evoluat poporul ăsta de-a lungul vremurilor și câte au făcut unii înaintași, câte sacrificii au făcut, iar poți lua exemplu de la ei, da? Da. Și poate nu-i tocmai sănătos în... în viitorul apropiat sau îndepărtat să te iei la luptă cu cine o fi atunci la putere, având de exemplu unor mari înaintași. Da? Bun, de asta spun, adoptarea acestei măsuri nu e doar o criză în învățământ. Asta, repet, e o definiție minimală. E o criză fără exagerare a societății, a neamului românesc. Da. Bun, vreau să merg, spune. Da, acum, leg, pentru că noi am plecat de la manifestarea de la Putna și manifestarea de la cetate, de la statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare. În această acțiune pelerină în Bucovina, ca să subliniem, s-a implicat președintele Flutur, un om politic. A fost criticat la vremea respectivă când în primul mandat al domniei sale, 2008-2012, atunci a înființat asemenea manifestări, Paște în Bucovina, pelerin în Bucovina și așa mai departe. A fost acea încercare de a scrie Bucovina pe dealul la... Da, bun, acea... Da. Iată că totuși se implică un politician. Condițiile în care cam îi criticăm, de obicei... Bun, nu, se implică aici altă zonă, zona noastră... Pentru că și-a atras și cum să spun, acuzații, declarații ironice. Da, se implică, până aici, repet, știm bine, altă zonă, zona asta, da. Sucevia Bucovinei. Pot spune, iar fără a folosi vorbi mari, altfel vibrăm noi, cea mai mare parte a oamenilor, altfel vibrează cea mai mare parte a oamenilor de aici, din Bucovina, față de ceea ce înseamnă istorie și față din ceea ce înseamnă chiar biserică. Să nu uităm zilele trecute, primarul Ion Lungu a făcut o declarație care am văzut-o comentată și răscomentată la postul central de televiziune. Ion Lungu a spus... Eram convins. Din conferința de presă eram convins. Gata, nici nu ajungem la redacție. Am avut și colegi din presă care au scos conferința atâta, fragmentul ăla. Da. Ion Lungu a spus, sper să citez exact... El, de fapt, se referea în perioada, în starea de urgență, nu? Așa, urgență. El s-a referit la momentul respectiv, nu la pelerinajul. Asta. Da. Asta, vezi, uite, vezi cu atât mai mult, e scoase din context, pentru că în perioada aia, când era starea de urgență, Sfântul Ioan cel Mare la Suceava, am scris și noi, n-a fost atunci o procesiune anunțată, tocmai pentru a sta oamenii în case. Sfântul Ioan cel Mare la Suceava a fost plimbat prin aproape tot județul, inclusiv în curtea Spitalului de Suceava. Și Ion Lungu a spus, Ion Lungu care, repetăm, s-a vaccinat. Da. Da? Ion Lungu a spus că procesiunea cu moaștele Sfântului Ioan din perioada aceea
a contribuit la scăderea numărului cazurilor de COVID. Nu a spus că a dus la scăderea, nu a spus că datorită procesiunii a dispărut. A contribuit. Dar evident că postul de televiziune așa, cum a dispărut COVID din Suceava sau misterul dispariției COVID. Da? Da. Ion Lungu face declarații halucinante. Da. E greu să înțelegi... În condițiile în care știm foarte bine, este un credincios practicant. Da, Ion Lungu este un creștin ortodox practicant. Pe mine asta mă deranjează. Băi, dacă nu... înțelegi, dacă nu crezi. Dar nu mai spun eu persifla, de... Nu persifla, declarații halucinante sau ceva, sau ceva de genul. Lasă, omul așa crede, îi retrograd, îi înapoi, lasă-l, dar să o spune, uite, înapoiatul de lung, uite ce-o zis, da? Bă, înapoiații de Bucovinene, asta cred o parte dintre ei. Da. Dar știi că un problem, lucrurile sunt mult mai grave, pentru că spuneam de... Am vorbit de asta cu istoria, uite acum de fluturi care persistă și el în acțiuni de astea legate de tradiții, de obiceiuri, de zile de sărbătoare care au conotații, conotații religioase. Da. Așa? Ceea ce nu-i bine, eu în lungul la fel. Dar am avut acum în weekend alegerile PNL de la Bacău. Da? Mă rog, alegerile PNL e un scandal în toată țara, dar nu asta mă interesează. La Bacău, ce spune domnul Orban? Da? Spune așa. Trebuie să fim PNL puternic ancorați în istoria noastră, în tradițiile noastre, în obiceiurile specifice, în menținerea identității, a personalității poporului român. Trebuie să fim un partid care să fie puternic legat de biserică, un partid care să promoveze morala creștină ca fundament al moralei publice. Noi trebuie să fim un partid care să sprijine toate valorile tradiționale ale românilor, atenție, valori cum sunt familia, biserica, satul românesc, comunitatea. Noi suntem un partid care nu are voie niciodată să-și uite trecutul. Noi trebuie să fim partidul care să se bată, așa cum s-a bătut Brăteanu la negocierile pentru pace, riscându-și funcția de prim-ministru pentru a apăra interesele fundamentale ale României în fața oricărui partener, atât la nivel european cât și internațional. Noi trebuie să promovăm imaginea României, interesele României, să transformăm România într-un partener respectat, într-un partener apreciat. Asta a spus prima parte a discursului domnului Orban, sau prima parte, mă rog, o parte. După aceea a continuat domnul Orban, avem niște parteneri de guvernare care de multe ori parcă nu s-au născut aici. Nu i-am văzut la ziua drapelului național, nu i-am văzut la momente esențiale în celebrarea a tot ce este simbol al națiunii române, ca să nu spun că... Să nu spun că i-am văzut jurând pe Biblie și nu i-am văzut făcând cruce. Noi suntem altfel. Noi suntem un partid care este născut din fibra poporului român, partid care ține cont de toată matricea componentă a personalității României. Noi trebuie să fim partidul care are forța și capacitatea de a apăra fiecare român, indiferent unde este el, că este în România sau trăiește în orice țară din Europa sau din lume. Un discurs care mi se pare absolut normal pentru un politician. Bun, avem bucata asta. Avem niște parteneri de guvernare care de multe ori parcă nu s-au născut aici. Nu i-am văzut la ziua drapelului național. Ziua drapelului național e o sărbătoare, n-a intrat încă în conștiința poporului român și cu greu cred că va intra și ziua națională. Toate numai aici a fost... Toate că există un ceremonial foarte frumos, am și vorbit la vremea respectivă. Da, dar altceva nu vreau să zic. Dar ziua drapelului național, băi, de câțiva ani sărbătorită, putem spune cu fastul adecvat, de către autorități locale. Da? Da. Fanfară, depuneri de coroane, imnul... Da. Drapelul este coborât, dar de pe catalog dus la biserică. Da, deci sunt elemente foarte, foarte interesante și frumoase. Da? Ca să nu spun unele cazuri chiar spectaculoase. Da. Deci cam autoritățile sunt cele care sărbătoresc în special. A început în ultima vreme și oameni simple, că vorbeam, mi-au să aminte acum de ce spuneai, sfințirea drapelului la biserică, drapelului ținut de copii. Dar autoritățile de ceva în sărbătoresc tot timpul ziua drapelului național. Domnul Orban asta spune, că nu și-a văzut parteneri de guvernare și aici se referă la USR Plus, dar nu se referă la UDMR, nici la ziua drapelului național nu i-am văzut la momente esențiale în celebrarea tot ce este simbol al națiunii române, ca să nu spun că nu i-au văzut jurând pe Biblie. Da? Da. Bun, un discurs al domnului Orban l-am citit când sâmbătă seara sau l-am citit, păi bravo, uite, frumos, așa trebuie să fie un politician. Așa, să simtă... Dar nu știu dacă e bine pentru sănătatea politică a domnului Orban, pentru că există un curent ciudat și în PNL. Și după asta, deci am citit sâmbătă seara, parcă l-am citit, ok, așa trebuie,
să gândească un politician, un lider al țării, da? Să promoveze în special poporul, fibra, țara, să devină partener și așa mai departe. Dar ce vădere, da? Ludovic Orban este desființat de analiști și colegi după ce s-a afișat cu noua, ghilimele, pasiune pentru naționalism. Liberalul Ovidiu Raiețchi, da? Deci vorbim de un liberal, a scris pe Facebook despre Orban că i s-a părut destupat la minte și liberal. Raiețchi arată în postarea că șeful PNL a dat mereu semne că este orientat spre tradiționalism. Da? Deci, dacă spui că noi trebuie să sprijinim toate valorile tradiționale ale românilor, valori cum sunt familia, biserica, satul românesc sau comunitatea, înseamnă că ești încuiat la minte, da? Pentru că domnul Raiețchi spune că știa că domnul Orban este destupat la minte, da? Deci dacă spui că trebuie să susții valorile astea, familia, biserica, satul și comunitatea, ești încuiat la minte. Da, asta spune domnul Raiețchi, mare liberal Ovidiu Raiețchi. Da? Bun, vine mai departe, evident, de la USR Plus, domnul deputat, nu, o fie și domnul Bulai, mai mulți, eu am selectat câteva. Domnul deputat Cătălin Teniță, da? Care consideră că strategii politice precum cea afișată de Orban ne-ar putea condamna la subdezvoltare. În 100% din cazuri, exacerbarea sentimentelor naționaliste de către clasa politică, căderea în politici identitare, este semn de încetinire a dorinței de reformă și de schimbare profundă. Deci dacă ești naționalist, da, căderea în politici identitare, da, este semn de încetinire a dorinței de reformă, da, și poți să cazi în subdezvoltare. Analistul politic Sebastian Năzăroiu spune că, citesc, mi-a zis cineva în urmă cu ceva vreme că Orban e dispus să rupă PNL și să fuzioneze cu AUR dacă pierde alegerile interne. Am zâmbit neîncrezător. Încă mai zâmbeam, amintindu-mi până să citesc știrea asta. Deci dacă declari că trebuie să sprijinim toate valorile tradiționale românilor, valori cum sunt familia, biserica, satul românesc, comunitatea, înseamnă că ești încuiat la minte, da, asta o spun, da, că vrei să duci țara spre subdezvoltare, da, sau că vrei să rupi partidul și să mergi lângă doamna Șoșoacă, da, sau, mă rog, doamna Șoșoacă nu mai e la ori, nu, da? Mai e la ori, da, domnul ăsta Teniță, da, nu știu cine îl plătește, cine îl dirijează, da, și spune asta, bun, plătește, nu îl plătește nimeni, dar îl dirijează, asta, mă rog, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar așa vine, am închef să jignesc. E luni, de asta se simte. Nu, din ce cauză? Vreau să facem o paralelă. Deci chestia asta, domnul Teniță, da? N-am auzit de el până acum, până să aibă emanațiile astea pe Facebook. Exacerbarea sentimentelor naționale de către clasa politică, da? Te condamnă la subdezvoltare. Hai să luăm Statele Unite. Da? Hai să luăm Statele Unite, da? Și să luăm, ce spune domnul Orban, da? Valori cum sunt familia. Ce înseamnă familia în Statele Unite? În Statele Unite familia are o zi specială. Da. Specială. Sunt mai multe zile, de fapt, da, din câte știu, da? Dar este ziua recunoștinței. Da? O, da, zi care am văzut și în filme, o grămadă, mulțime de filme. Ziua recunoștinței e o sărbătoare a familiei. Familia se reunește la masă cu curcanul și așa mai departe. Da? Așa. Biserica și Dumnezeu, da? Asta. Ce scrie pe dolar? Da. In God we trust, da? Avem încredere în Dumnezeu. Vorbim de America, de patria democrației, de jandarmul mondial, da? Comunitatea. Ce să mai vorbești în America de comunitate, de patriotismul local, da? Adică ia exemplul Statelor Unite. Acolo, dacă ești patriot, dacă respecti familia și prețuiești familia, da? Dacă crezi în biserică și în Dumnezeu. Și aici vorbim de politicieni, da? De clasa politică. Vedem cum se comportă oamenii politici în manifestările publice, da? Deci domnul Teniță, nu înseamnă că Statele Unite sunt condamnate la subdezvoltare pentru că politicienii și americanii respectă și prețuiesc familia, da? Biserica și Dumnezeu, deci încă o dată, dolarul, da? Dolarul este un simbol. Noi avem încredere în Dumnezeu. Aici, Tibi, pentru că aici am discutat noi, o opinie exprimată de domnul Coman, cum ai spus tu, Mihai Coman, da?
primul decan, da, al facultății de jurnalism. Ah, da, a spus, da, are spus. Jurnaliștii nu mai vorbesc despre valori, despre tradiții, despre credință biserică. Se simt, adică simt că vor fi atacați chiar și de colegi. Și nu, nu implică, nu aduc în Ambros, da, să-ți atrag atenția. Da. Domnul ăsta Raiețchi, dacă domnul Orban era pe val, nu mai deschidea el gura. Spunea, șeful, ce frumos ai spus, ce deștept ești, da? Dar, asta găsim, mă enervează. Găsim. Duplicitatea asta și... 3-4 ani în urmă găsim. Da. Adică, bă, bine, el a spus că îl credeam, nu, are, a știut, prozmuie, da? Îl credeam destupat, adică în sensul, bă, deci cumva s-a iertat toate aprecierile, îl credeam destupat, dar așa dacă respectă valorile astea ca familia, biserica, comunitatea, statul românesc, înseamnă că e încuiat la minte, da? Până, bă, deci așa, întrebare... așa gândesc oamenii sau pur și simplu sunt manipulați, manevrați? Vale, nu știu să zic, inclusiv titlul, tu ai zis, eu am citit asta pe ziare.com, erau, da. Probabil domnul Bula, evident, că Bănescu a reacționat imediat în stilul caracteristic. Poate nu, dar... S-ar putea să nu fie. S-ar putea să nu fie. Da. Poate în vacanță și da, poate în vacanță și n-a citit, da. Dar cu siguranță în și alte postări. Dar în știrea, în titlul de pe ziare.com, chiar în titlu... Noi am văzut la... Era desfințat de analiști și colegi după ce s-a afișat cu noua, ghilimele, pasiune pentru naționalism. Da? Adică și asta e un titlu așa, cu multă tentă peorativ, noua pasiune. Bă, nu știu ce să zic de... Adică nu știu spre ce ne îndreptăm noi, da? Dacă ajungi să fii sau criticat... Poate, sau poate doar că sunt chestiuni în vogă, prind, intră într-un malaxor mai ușor asemenea opinii și atrag atenția. Da, dar de ce și nouă în Statele Unite? La urmă, uite, ne-a atras atenția, vale, domnul Raiețchi. Vale, despre... De ce în Statele Unite, da? Da. Unde tot ne simt, și... da, tindem spre modelul democratic din Statele Unite. Eu parcă n-aș ști. Nu. Alții vor să aducă sistemul medical, da? Al lor da, și noi nu în fine, da. Nu înțelegem. Ei, da. Da, noi polcinii tind spre modelul ăsta democratic american, da? Dar acolo faptul că toate valorile astea, spun a doua, a treia oară, nu vreau să mă repet, dar toate valorile astea respectate, asta nu le vedem. Da. Asta nu îi se pare că cumva asta trecem de o parte, că nu ne interesează, mă interesează alte chestii care sunt acolo, da? Dar asta că ei respectă, că respectă istoria, da? Nu, acum stai că îl dau jos pe Columb, pe Magellan, pe cine mai... Toți, John Wayne vor să-l desfințeze, în fine. Da. Bun, dincolo de asta, da? Rămânem biserică, familii, da? Care vedem ce important sau, da? Și cât sunt respectate toate elementele astea în Statele Unite. Asta nu le copiem. Noi am învățat, noi copiem și am mai discutat noi astea și în alt context și legat de alte subiecte. Noi copiem de la țările astea cu democrație avansată, nu copiem lucrurile bune, da? Copiem numai niște elemente așa care știm noi că ne-ar aduce un plus nouă, unui indiviz, unui grup, unei comunități, unei entități, aduce un plus cum, de ce, nu știu, niște avantaje financiare, nu știu, de putere, da, de influență, habar n-am. Da? Mi-a adus aminte că trebuie să îmi salvez filmul vechi, Albă ca zăpada, când dat-o colorează. A, când dat-o colorează și o face pe asta. Nu mai uit de copilărie, de tot. Da, uite, vezi și chestia asta. Era o discuție și ăsta cu arbitru Colțescu, când a zis el acel negru. Da? Da. Vezi, paradoxul, UEFA nu l-a suspendat, UEFA a făcut o anchetă corectă, da? Și a constatat că cuvântul negru în română nu are sens peorativ. Da. Da? Da. Dacă îi spunea, scuzați expresia, cioroi, da, avea sens peorativ. Dar a spus negru și cuvântul ăsta nu are sens peorativ în limba română. Nu l-a condamnat, nu l-a suspendat. Dar parcă nici nu l-a delegat mai departe. Da, deci a vrut să împace și capra și varza, cum se spune. Da, da, da. Există... Au acceptat varianta noastră. Da, există tendința normală asta. Sau tendința. Există politica asta, mă rog, așa sea politică. Respectarea valorilor naționale, respectarea tradițiilor, da? Și astea sunt primordiale.
Dar nu știu cum sunt primordiale, că noi, dacă ne raportăm la Uniunea Europeană, sau nu la Uniunea Europeană, la anumiți factori din Uniunea Europeană, da? Sprijiniți de aici, îndepărtăm elementele astea tradiționale. Da. Da? Îndepărtăm și hai să le facem cumva uitate de toate. Poate și ăsta e scopul de a reduce numărul acestei acțiuni, de a reduce numărul orilor de istorie din școli. Da. Mai luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.